DNA a dispus astăzi trimiterea în judecată în stare de libertate a președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, în dosarul Tabla. Acesta este acuzat de luare de mită și instigare la delapidare. În rechizitorul DNA se menționează că în aprilie 2020, în calitate de ministru al mediului, Costel Alexe ar fi pretins de la directorul combinatului siderurgic din Galați 22 de tone de tablă în schimbul alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme. Valoarea mitei s-a ridicat la aproape 100.000 de lei. În același dosar au mai fost trimise în judecat fostul director al combinatului și alte 5 persoane fizice.